Găsirea locului potrivit de muncă încă din timpul facultății poate părea o misiune imposibilă. Nu mulți se numără printre norocoșii care prind un job bine plătit ce îți lasă timp și pentru cursuri. Însă, studenții din capitala de la ASE au avut parte de o șansă la târgul de joburi ASE Job and Internship Fair 2017. Evenimentul a oferit tinerilor oportunitatea de a se afla față în față cu angajatori de top. Ajuns la cea de-a patra ediție, Job Internship Fair 2017 s-a adresat tuturor studenților și absolvenților de la ASE. Evenimentul a reunit unele dintre cele mai importante companii din România aflate în căutare de tineri ambițioși, dornici de afirmare și pregătiți de provocare. În primul rând căutăm persoane motivate să învețe, dornice să afle lucruri noi. Noi oferim foarte multe internship-uri, dar și poziții de entry level. Oferim training-urile necesare astfel încât ei să dobândească cunoștințele necesare pentru domeniul contabil. Tinerii au avut ocazia să afle cum să întocmească cel mai eficient CV, dar și despre calitățile pe care le caută angajatorii. Un CV eficient pentru un student care vrea să se angajeze ar trebui să rezume toată activitatea sa, atât profesională și cât și cea extracurriculară, și să pună accent pe ceea ce caută într-adevăr compania și să nu trimită același CV către toți reprezentanții, ci să-l personalizeze în funcție de cerințele și responsabilitățile care sunt cerute pentru respectivul post. Studenții care au trecut pragul târgului de joburi sunt hotărâți ca încă din timpul facultății să-și creioneze viitorul. Acest tip de târg ne ajută foarte mult pe noi ca studenți, pentru că interacționăm atât cu companiile și ne dăm seama dacă ne place sau nu anumită companie. Este important să iei contact direct cu ei și să afli ce fac fiecare în companie, pe ce departament lucrează. Specialiștii recomandă ca alegerea unui loc de muncă să fie făcută sub consiliere. Jobul înseamnă mai mult de 3/4 din viață. Deci recomand aceste cursuri de consiliere vocațională tocmai pentru că îi orientează și pot face alegeri conștiente. Fundația Dan Voiculescu susține tinerii și în cadrul ASE Job Internship Fair prin proiectul Senatul Științific. Așteptăm tineri studenți să devină voluntari în cadrul Senatului Științific. Îi căutăm pe aceia care au idei inovatoare, care vor să schimbe lumea în cele din urmă. La târgul de joburi de la Academia de Studii Economice din Capital au venit peste 1500 de studenți și absolvenți.